Am început să citesc acest proiect. M-am uitat pe cifre și, într-adevăr, da, trăim o situație complexă. Mai multe crize suprapuse, crize umanitare, crize medicale, crize energetice, veniturile regiei autonome, administrația zonei libere, scad. Mă așteptam să văd în cele 28 de pagini ale raportului, ale materialului prezentat, niște măsuri întreprinse de managementul acestei regii. M-aș fi așteptat să văd, da, uite, a plecat un client cu o pondere importantă în veniturile regiei. Să văd o mobilizare generală a bordului acestei regii în atragerea de potențial noi chiriași, împreună cu Camera de Comerț, să zicem, să se îndrepte către, eu știu, că tot avem experiență cu automotive în zona aceasta, către un producător de mașini electrici, Geely, din China, Tata, din India, să vină să producă aici, pentru piețele din Orientul Mijlociu apropiat, mașinile lor low cost, mașinile electrice. Am văzut cât ne costă un tramvai, 2 milioane de euro. Poate un producător de tramvaie. Eu știu, poate în Statele Unite, orașul San Francisco vrea să schimbe tramvaie. Turbine eoliene, poate rachete de grindină. Fotovoltaici. Nu am văzut așa ceva. Nu am văzut nimic. Poate aș fi văzut un raport cum conducerea și-a propus să taie buruienile din perimetrul zonei libere, poate să construiască o rețea de panouri fotovoltaice să furnizeze energie chiriașilor din acea zonă, întreprinderii de automotive. Poate să asigure un spațiu pentru producătorii locali de produse tradiționale, care, să zic, importă lemn din Ucraina, le prelucrează în acea locație și le exportă către diaspora din Canada, din Japonia, din Australia. Nu am văzut așa ceva. În schimb, am văzut că, deși cheltuielile și veniturile, mai precis, veniturile scad cu 167.000, cheltuielile scad și ele cu 52.000 de lei, am văzut o creștere a bonusurilor cu 47.000 de lei. Deci creșterea cheltuielilor cu sporuri, prime și bonificațiile cu suma de 47.000, creșterea cheltuielilor aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere cu suma de 9.000 de lei. Nu aștept un răspuns de la dumneavoastră, domnule primar, de la doamna viceprimar sau domnul viceprimar. Dar poate avem colegi în acest consiliu local care sunt în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație. Poate dânsii ne pot lămuri care este explicația. Pe bune, lucrez de aproape o viață în privat, în multinațional. Nu este posibil să bonusăm lipsa de performanță. Nu este momentul. Cum vă spuneam, poate aș fi văzut măsuri în care să atragă industrii care să necesite forță de muncă calificată, cu venituri mari, să avem o dezvoltare a întregului oraș, să avem o dezvoltare inclusiv a învățământului, dacă sunt solicitate meserii de înaltă calificare. Îmi pare rău, dar nu am primit aceste explicații și revin. Poate colegii noștri, membrii în organismele de conducere a acestei regii, ne pot lămuri. Fără să primesc aceste explicații, din păcate, votul meu.